avem culinaria astăzi. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Da, vă rog. Hrănirea copiilor este pentru mine o provocare în fiecare zi. Okay. Aia sunt sătui de sandvișuri. Rupe aplicațiile. Nu, păi, dar nu merge. Rupe aplicațiile de livrări. Că dacă rupe aplicațiile de livrări, ele au darul de a-ți rupe ție bugetul. Aha. Și copiilor dieta. Uh-huh. Aia, că bine, găsești și mâncare sănătoasă, să zic așa, la livrare, dar e problemă de buget până la urmă. Și eu le fac copiilor mei în fiecare zi câte ceva, o masă caldă. Au cam una pe zi, în rest, completăm cu sandvișuri, că nu mai pot. Adică, la un moment dat... Mai reîncălzește. Și atunci gătește mereu... o dată pe săptămână și... Nu, nu merge că ei... Sunt șmecheri, s-au învățat. Da. Nu mănâncă tocană, ci ăla e mic, e ciorbar, Radu. Dar Ștefan nu alește zămuri. Și atunci, ce să le faci gătit? Au câteva de-astea, spaghete bolonieze și pot să fac un ragu, un risotto, dar nu prea multe tocană, variante. Și atunci tocană. Mereu... trebuie să mai inventez câte ceva. Uh-huh. Și acum, uite, o idee foarte bună de la colegii noștri de la Delaco, și n-am mai făcut chiar de mult, capreze, domnule. Păi mi-ai făcut capreze, salată capreze. Fac constant capreze, da. Da. Am busuioc în curte. Asta e un mare avantaj. Și haț, mă duc câteva frunzulițe, o mozzarella, o roșiuță, un ulei de măsline și am rezolvat problema. Foarte bun, vara mă dau un vânt după capreze. Cumva ai rezumat, practic, rețeta noastră de astăzi, bazată însă pe paste. Cum? Paste, adică? Fierte. Astea nu, sunt... Stai puțin, ai zis paste sau coaste? Paste. Paste, așa. Paste, bre. Păi ce au pastele cu mozzarella? Paste cu... scurte. Salată caprese. Păi da. Cum? Cu paste. N-ai făcut serios? Niciodată? Nu. Fii atent. N-am făcut, serios. Fierb 200 de grame de paste. Ok. Farfale, papardele, pene. Papardele nu sunt scurte. Papardelele sunt... Papardelele le-am... Da, pardon. Da. Sunt farfale, fusili, vrei. Fusili. Sunt paste scurte. Da. Le fierbi. Da. Și le răcești. Melcișori. Melcișori, de care scurte să fie. Da. Ochilii, că sunt fel de fel. Cu chilii. Le-ai răcit. Și pe urmă pui mozzarella biloanțe. E asta de la Delaco. Poate să fie și mozzarella... Mare. Mare, pe care o tai bucățele. Dar e mai aspectoasă aia cu biloanțe. Eventual le tai pe din două, știi? Dar cert e că mozzarella de-asta din zer, da, proaspătă. Aha. Roșii cherry, de asemenea tăiate pe din două. Da. Busuioc. Poate fi și puțin rozmarin, dacă vă place fenomenul rozmarin. Rozmarin? Da. Să pui așa o crenguță cât să aromatizeze un pic tangențial, mă. Doar să dai cu crenguța de rozmarin, da, din alea, da, te-a pus, da, să, da, rozi crenguța, ca și cum ai paște brad. Nu, nu, niciodată, nu rânțăim rozmarin. E, și ideea este că pui toate astea într-un bol, da, și le faci un dressing. Da. Care, iată, una dintre variante este să-l faci din două linguri de ulei de măsline, o linguriță de aceto balsamico sau oțet balsamic, o linguriță de miere, jumătate de linguriță de muștar și un cățel de usturoi. Ok. Zdrobit. Ca să, dacă îmi permiți o sugestie, eu n-aș pune, adică nu pun niciodată aceto balsamico la mozzarella, de exemplu, sau la chestii albe. Pentru că le mânjește, nu? Le strică culoarea. Aspectul, da. Păi da, dar vezi că pentru copii e important să fie puțin. Dar dacă pui o linguriță de miere, nu mai ai nevoie de aceto balsamico, că ăla este dulce oricum. Deci pui miere și o linguriță de oțet dulce, dacă vrei. Sau lămâie, poftim. Da. Da, poți să înlocuiești și cu asta. Sau poți să faci un pesto pe post de sos. Poți să faci, dacă le place mesenilor. Știi? Dar ideea e că e foarte versatilă. Știi ce am făcut în primăvara asta? Pesto de leurdă. Mi-ai povestit, da. Foarte bun și cred că ar merge foarte bine cu chestia asta. Pesto, adică pesto, ca să... cine este, practic, sunt frunze de busuioc sau în cazul ăsta de leurdă, puse în blender cu ulei de măsline, cu leurdă, dacă pui leurdă nu mai ai nevoie de usturoi, și cu parmezan. Sau da. Și adaugi nuci. 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 Da. Muguri de pin. Muguri de pin, muguri de pin puțin roti.
Da, e scump. Poți să pui să uităm așa. De muguri de pin. Și asta blendezi. Și iese o pastă extraordinar de aromată, pe care poți să o pui, eu am pus-o pe cartofi noi prăjiți. Nu mai reluăm discuția, dar merge la această salată, cred, foarte bine. Deci ideea e că salata și asta din potrivește culorile. Paste scurte, mozzarella, biluțe de laco, roșii sherry, care acum sunt, ăsta e momentul optim să cumperi roșii sherry. De nu ce? Mai sunt atât de scumpe. Mm-hmm. Sunt mai bune decât roșiile din piață, care încă nu sunt suficient de bune și sunt foarte scumpe. Știi că au apărut roșiile alea cu moț. Cu moț, da. Alea controversatele. Vezi că sunt vreo 20-25 de lei și în obor. Mm-hmm. Kilogramul. Adică sunt peste roșiile sherry la preț și roșiile sherry alea de bună calitate sunt foarte gustoase. Și mănâncă, în cazul ăsta copiii tăi nu mănâncă masă caldă. Nu, dar este o gustare foarte bună și o idee excelentă, pentru că o ții la frigider salata asta capre, se ține vreo două zile liniștit. Poți să ții și sufertași la, uite cum mănânc eu la caserole așa, îți... Poți să-i dai și copilului la școală. Apreciez preocuparea ta ca să le faci ceva de mâncare nou copiilor în fiecare zi. Eu, din punctul de vedere, îți recomand. Eu am crescut cu tocana săptămânală, care era foarte bună și cu mult sos. Ia cu pâine, tată. Da, știi? da, și eu la fel, dar adică la ăștia nu... Care nu prea mai e, dar sos, ia cu sos. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco, mare brânză, mare gust.